l-am oferit pe nevam pregătită la nepotul meu aici pe canal. Eu sunt tataie Marin și astăzi îți fie alături de mine. Haideți să începem viața noastră în acest oraș minunat. Bun, eu astăzi să muncesc pentru bani ca măcar. Pentru că am nevoie de bani ca să schimb eu această mașină. Îmi dă ceas Andero. Vreau să-mi iau o altă mașină. Și am nevoie de bani. Am zis să o prim și la benzinărie. După că am rapid benzina. Așa. Ok. Trecem aici. Haideți să băgăm benzină. Băgăm aici benzină să avem pentru drum, că avem ceva de mers. Gata, am băgat și benzină. Hai să sărim pe aici așa. Hai să-i dăm. Punem și centurica. N-am băgat full-ul, că... Trebuie să mai iau acolo bani. Standerul ăsta papă foarte mult. Haideți să mergem spre jobul nostru de astăzi, adică Băcaru. Ok, ok, scurt disclaimer. Vă aștept pe serverul de Discord Win România. Vă aștept aici, vă aștept și pe server să facem aici un roleplay și o caterincă. Aveți link de la serverul de Discord la Win România în descriere și de la serverul meu de Discord vă aștept acolo. Să-i dăm drumul mai departe la roleplay. Ok, mai avem foarte puțin și ajungem până foarte puțin, vreo 3 km. Dar puțin. Hai să-i dăm ușor, ușor, ușor aici. Ok. O să mergem în continuare. Ok, ok. Mamă, o lampă nisipă prin gală, mă spune. Mă prinspăr că am ciucurile pe aici, pe la țară, că m-am dus. O mă zice tineresul, zic eu, dar ăsta, strica la-n cap. Am velit, mă, că mi s-au spăr că am ciucurile pe aici. Aie, dacă mi se spăr, mi s-au spăr. Poate întâmpla la oricine. Ok, aici undeva pe dreapta trebuie să facem. Ia uite vacile. Am ajuns bine mâncat. Cred că nu mai ajung. Ok. Aude aici vaci. Mă, dar unde ia batonul ăla, mă? Ăsta un fi. Da, mă, ăsta. Pare că știu noi clar că pot ăsta. Parcă mașina frumos. Dar nu avem probleme. Gata. Mi-am pus și ochelarii de vedere. Ca să vedem mai bine. Așa. Hai să mergem la prima văcută. Mi-am luat și bocanci în picioare. Vaca muia are aici un picior. Hai să mergem vaca mu. Ok. Și am înțeles asta la băieții ăsta de aici din oraș, că pe am mutat. Că luăm așa vaca. Mergem cu ea la abator și să o închidem, să o luăm cărniță. S-a dus vaca la loc. Ce vacă putrezită. Văcuță, de ce ai fugit? Hai, hai. Că nu merge așa cu mine. Hai, vină fă-mi,
făcut-o, Lola? Hai, vină la abator cu tăticul să te omoare. Bă, ăsta nu te omoare. Să-ți compri ce-a cu buzunar. Na, mă, că ți-am dat-o, fraieru. Na. O facă proastă. Păi nu dai-o la vacă. Trebuie să pedepsi te faci, nu să fie clar. N-am de mutat de panaranele. Așa, ia uite. Hai, focusă. Hai, stimul și pe tine. A, cred că fac uite așa. Mergem la mai multe vaci, le mulgim. Și după le luăm și le omorâm. Cred că este mult mai bine așa cum zic eu. Hai și la cealaltă făcută să o mulgim. Hai vină stimulg. Hai la tata stimulgă. Nu-ți place nebună. Știu că nu-ți place, eu nici mie nu-mi place, dar altceva n-am nici străin în cap aici. Dacă aveam numai să te amestec să mulg la voi. Da, na. O timpul meu. Nu se făceau clase multe la școală, pentru că părinții nu-și permiteau să ne cumpere nouă rechizite, să dea bani pentru portare, pentru d-astea. Nu se ne permiteam pe atunci. Au fost timpuri grele. Aia, acum am ajuns să fiu făcăr, poate ajung și eu ceva mai bine, mai vorbesc și eu cu nepotul meu, poate îmi dă și eu niște cașcarenți. Dar noi nu ne supărăm dacă primim cașcarenți. Oricum nepotul meu de treabă, sigur îmi va da. Ok, gata, ne-am umplut buzunarele, hai să mergem să vindem tot ce am procurat. Hai, mă! Aoleu, avem mai merg, mă doare șalele. Nu mă uit după GPS-ul ăsta aici. Mergem să vindem tot ce am procurat. Așa. Băi, ce pe la țară văd că nu prea e nimeni. E totul curat, vânt. Hai că e curat dacă e, dar în fine. Nu mai contează. Hai să mergem. Aici am înțeles eu de la nepotul meu, că el știu că e băcare. Bine, el e așa în timpul liber, că el e... Băi, capul lui, el nu muncește, la fine. Nu mai aducem în discuție despre el, că și e un porc ordinar. Care vrea să mănânce mie pensia. Gata, am făcut și bani, am făcut vreo 3 milioane. Dar de cât am înțeles să fac mai mulți bani când omor bancile, așa că haide să fiu criminal. Ia asta iau eu pe aici așa. Să vedem ce... Mamă, ce e aici? Unde am intrat? O iau așa cu latea. Uite-mă că a urcat. Unde ești dacia mea, mă, ce credeți? Bună! Ia, hai să încercăm un salt ăsta nebun. Cu Sandero, cred că s-a rupt tot după el. Mă, am dat să-mi facă. Am dat să-mi facă, mi s-a dus tot botul. Mamă. Mi-a venit volanul în pură de mânca, mai cura în voastră. Bă, dar ce facă ea asta, mă, e turangutan. Aș imagina asta. Era naiba de mașină, mamă! Ia stai aici, mă! Ia stai aici puțin!
Natural mama moja najba. Ti car baka najba. Baga ma kucitu nja, daj ma. Daj ku pićorele, daj ku to ća puć. Mam, daj dus. Kulkat. Mai stricăm tu mașina, vacă ordinară. Na. Azi că îl bag în buzunar acum. Poate mai porni hârbul ăsta. A porni, mă. Am oricum, abia trage. Mă duc să... Mă duc să iau repede BMW-ul de la garaj, de la nepotă mea. Are el acolo un BMW. Asta aici. N-am auzit ce la minte. Asta Haladin, nepotă mea, și-a luat BMW-uri de alea. M3, M30-uri, eu mă plec cu Sandero. I-am strigat suspendia, ce să mai merg. Ia uite, ia să știi, fum. Hai că scot aici BMW-ul și revine. Gata, măi, am uitat aici mașină, nu toate sărăciile. Aude? Aude cum se duce? Are zbuc? Ce bine arată, dar e cam și gust. Nepotă mi o să nu prește să-l spele, bă. Eu Sandero... Era să zic Sandero. Sandero-ul meu îl spălam în fiecare zi, nu era zi să l spăl. Mamă, i-am pus și mașina în lupă, pe ce mă înjură. Atât nu ce mă interesează, hai. Hai, dacă și-am lăsat-o aici, ce vrei să-i fac? Să mai atingi și tot să mă arătă aia, că na, e și el om totuși. Ai venit să vă omor ca să pot să plătesc eu Sandero-ul. Ai vină după mine. Ai fi? Ai încredere în tata e. Ai că știu că ai. Știi că te iubește mult tata e. Hai cu tata e, Marin, hai. Hai, hai vină. Hai, intră aici, hai. Așa, mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. Că mă știți, mă dau cu piciorul la vârsta mea. Dar unde ce om bun am fost la vârsta? La viața mea, pardon. Am și tatuaje, ia. Aveți voi așa ceva? Auzi aici acord de invidia la boșorog. Tatuaje pe gât, pe mâini, pe piept. Păi dar nu dați voi cu tataie. Eu am fost o mare la vremea mea, la tinerețea mea. Eu am fost o mare, am fost cunoscut. Aveam relații peste tot până și în jandarmerie, în poliție și în sindicat. Hai să te mulgă, tata. Hai, acum vină cu mine. De ce mulg? De ce omor firea aia în albii tu? Am nevoie de bani. Hai, te rog frumos. Fără mișcări bruște, că mie nu-mi plac. Hai, te rog frumos. Să nu dai mașina, ne pot să duc câteam arși pe burtă. Mori fă o dată. Așa, păi ce facem aici? Au. E mă doare și al de la cât am gărat azi. Murgi-mi iar vaca. Altceva n-avem ce să facem. Aia e, o murgim. Mai avem bloc pe aici? Hai vină cu mine acum, te rog frumos. Hai vii? Hai vină cu tata e, Marin. Ai văzut ce-au făcut surorile tale? N-a fost nimic dureros. Doar v-am tăiat cu... Aia, cum se numește Maia? Am uitat cum se numește, în fin. Hai, fă! Vino aici! A urcat pe mașina nepotul meu. Era atât de nenorocită!
Nu vezi aici ce benzeu? Stați-mă, așa puțin, m-am luat până în ceva țare. Ia să vedem, nu mă vede nimeni, e perfect. Oh, ce bine este! Mamă, câtă nevoie aveam! Gata! Mamă! N-a făcut nimic, copii, să nu faceți așa! Voi să fiți respectuoși! Eu am făcut că n-am ce să fac! Dacă ne poți să-mi mă trimite în fundul curții, am și eu nevoile mele. Totuși, orice om are. Păi boșoroc, că-i tânăr ca voi, că e așa, că e invers. Nu contează. Ai, am împătrânit și eu, dar tot bine sunt. Am dat ce Sandero, ne pot să-mi bogat. Eu mă simt bine pe picioare, încă pot să muncesc să fac un bani. O să am mașina mea proprie. Auzi la mine proprie. Proprie. Dar nu mai să mai vorbesc că eu am îmbătrânit. Nu mai am o gramatică cu tale. Ia de o vâncă. Nenorocitul. Așa. Ia uite. Și-a luat vacile harfe. Pe vremea mea, vacile stăteau cu mizile, murgeai, le băgai la abatoare. Le vindeai frumos, făceai un ban. Acum, pe timpul vostru, pe timpul să tinereți, ce mai faci? Toți copiii în ziua de azi cu calculatoarele în nas. Că să joacă aia, că să joacă aia. Păi ce e asta? Ce facem aici? Ne-am născut calculatoarele în nas. Dacă intre pe copii ce aia, un lapte gros, un șotron, nu știu. Dar dacă intre ce jocuri s-au jucat ieri, știu. Păi cum vine asta? În ce timpuri trăim? Bine că numai aici a fost odată pe timpurile mele. Era ceva atunci, mă, te băga măta în casă la 10, te băga la somn și gata, nu te mai juca pe calculator. Acum copiii pe la 3 dimineața stau mă pe calculator, este în joacă. Și ne pot dă ăsta. Ăsta e nebun, ăsta apucă să filmă pentru YouTube-ul lui, că zic că el are abonați, că nu știu ce, că vrea să fie mare. Că să joacă FVM-uri de-alea, GTA-uri, numai cu oricării în ele. Până la 4-5 dimineața stă să filmeze și să editeze, chică. Ce să editeze? Mai bine nu mai filmează, nu mai editează, nu mai face nimica, să punem la somn. Că pe timpul meu așa erau copii, la 10 somn, frate. Nu stăteai după la 5 dimineața. Ei, ce-i asta? Bun, haideți să încheiem și noi episodul ăsta pentru că deja ne lungim prea mult. Nu mai facem nimic. Stai deja puțin că trebuie să fac și eu ceva. Așa. Perfect. Așa. Stai să-mi cau și o țigară. Uite mă, că am găsit. Așa. Bun. Abonați-vă, Denisutul ăsta. Sau cum îl cheamă pe nepoța mea aici așa. Vă rugăm. De fapt, eu vă rog, tataie, Marin, să lăsați un like și, stați așa, cum ai zis, mă? A, un like și o subscribe? Și că voi veți revedea cu nepotul meu sau cu mine, nu știu, la următorul, cum? Episod?
Sau, cum ai zis, mă, mai zi odată, nu înțeleg. Sau live. A zis că vă salută nepotul meu și vă pupă. Și eu vă salut, vă pup, la revedere.